Cum trăim pe aici noi, știi, cruzina? Zoglinzi! Salutare din inima alternatoarelor. Pentru că am făcut unboxing-ul data trecută și pe aici pe undeva e turbina de la Chedi, a venit momentul să băgăm Chedi-ul, că nu prea mai avem ce să cărăm. Domnul Ali, motorul care l-a consacrat. Mă rog, cilindria care l-a consacrat. Ești pregătit să-ți repari greșelile trecutului? Da. Și promiți de azi înainte că o să eviți gropile? Păi, ce problemă avea? Acum, mult timp când mașina asta stătea parcată, nu te vină pe lipsă și ceva aici. E un fel de senzor acolo. Acolo trebuie să fie mapă de 4 bani. Pe care nu l-aveam la mea, că aveam de 3 bani. Și asta a jucat de la Chedi repede până atât. Și gata. Și trebuie să iau mapă. Trebuie să mă să ridic capota să facă poze. La cod. Am schimbat distribuția. Să ai ieșit și să încălzește motorul un pic. Ieșim în probă cu ea, îi facem nivelul la antigel și o predăm. Dar ce se aude motorul ăsta? Nu, e alternatorul defect. Urmează să revină la noi pentru reparație alternatorului. Momentan a fost decât distribuție, verificare mecanică și constatare de ce se întâmplă cu alternatorul. Astea mari, avem chestii micuțe și ruburi, chestii. Dar ce hanorac aveți, domnul? Când o să lucrez, o să întind mâna. O să întind așa. Când încep să strâng chestii. Pam! Să trăiți. Sănătate. Uite ce pasat aranjat. Hai. Amortizoare galbene, arcuri roșii, protecții roșii, etrier roșii, altceva. Și dacă avea și niște EBC Yellow Staff, erau de acolo. Dar la curse! Trebuie să menționez, Dragoș, pentru cine nu știe sau visează. Ce azi? Că motorașii astea, așa? Nu se reparcă. Dar n-am probleme cu motorașele astea. Ha, da? Asta mi se blochează etrierul. În sine. Roata asta era înfrânată? Asta parcă. Asta era înfrânată. Uite mă ce forță am. Cât o netrăiere așa. Așa tare. Deci la asta nu era motorașul, era... Da, e trăiere în fine. Adică poți să ai noroc și și. Da. Dacă nu se strică... Tot la pachet în schimb. Super. Original, știu? O polizare. Asta înseamnă că era un cod aici. Era? De... fai. De tic. Bă! Asta ce-i acolo? O cutie okay. Mare. M-am prins și acolo. O cutie mare și roșie. Da, și aici e... ca e trier. Lipsă de punte. E cam ușor ăsta. E aici ce-a fost? Planșa ceva. Da, bani, aici au fost astea. Ok. Deci astăzi ești pe roșu la mașina asta. Nu, în serios.
acum nu-mi pare mie rău de hanul ăla cu ăsta. Îmi curge mie ceva? Unde? Bravo, bravo. Le-am făcut plimbare pe două ori pe filetele alea, gata. Benze? Nu. Și urmează un Renault. Ah, ok. Ăla de dinainte sau alt? Alt. Nu, urmează un Polo. După aia un Renault. Deci ai un pic de franceză, un pic de nemțească. Hai că ești bine azi. Stai și șură. Băi, scurt. Și acum momentul pe care l-am așteptat. Nu spun de unde e turbina. Dar ia cu halul acu' ăsta. Să nu uiți să pui și a doua turbină. Ba, aici. Nu cred că pe aia trebuia să trebuie să pui. Ai bine? Asta să pui pe față aici, da? Asta e, da, de șuricii. Cum am stabilit, păi asta e aia mică și aia e mare, aia e mare, asta e mică. Bine, asta o ajută partea de jos. Da, mă, vezi, da? Cum să o pună, da, ai răbdare, urmărește-o. Urată aici, da? Hai. Pe ce să punem noi pe aia? Că avem numai avioane. Vino, vino. Pam, 3, 2, 4. Bă, mă, Mărică, cum mă uit la tine, cum ai altă mașină? A trecat și pe mult mașina, nu? Uite aici, Renault. Poate nu trebuie să deschide. E sigilat. Ia uite, mă, cu amortizor. Bă, diesel știu că e, să văd, adică... Că înțelegi, nu? Da, ce e? 1.5. 1.5, nu? Da, da. Nu știu dacă s-a pus în această casă. Nu, bă, nu, e 1.5, are cu curea. Așa, deci trebuie să prind ventilatorul oarecum. Ceva lucrare serioasă sau? Bascule și cap de planetar și un bec de frână. Ah, păi becul e nasă. Asta e cel mai bun rău care mi se putea întâmpla. Cel mai bun rău? Să ne apropiem un pic. Ok. Explică ce ai în mână acolo. O reducție care se încretează și pe aici vine turul de ulei de la termoflot. Și am desfăcut piulița de la conductă ca să prind clema aia și am văzut că de fapt poate nu era strânsă suficient reducția. Și acolo să bag clema, se pun piulița și pot să strâng și asta ca lume. De obicei, oamenii care fac turbinele lasă unele chestii, nu pe toate sau ceva, să le mai verificăm noi. Da, bine, oricum trebuie să verifici. Da. Tot. Da, nu e o problemă, e ceva rău, doar că bine că mi-am dat seama. Ca prima dată după ce l-am pus, dar poate trebuia să-l verific înainte, să văd dacă e ceva să funcționa. Tot aici am ajuns. Uite, o chestie care nu-mi place la Volkswagen, dar care îmi place la Mercedes, de exemplu. Mi-ai zis o 1000 de ori, dar mai de... Păi eu zic că, uite, nu e gândită. Ne. Dacă nu stă garnitura aceasta. Uite cu asta. Așa, cu asta, că aveam pus. Pam, pam. Da. Mergi de să ai niște clemuțe undeva pe aici sau ceva. Și ăla nu mai treabă, dar... Ei cum au putut? Nu te mai face cu făceau la Natalia. Păi aia zic.
frate, dar nu stă aici, trebuie mă știu eu. Uite ar avea mâncaia și mâncaia și gura lui Ai dat în baltă, mă, Valineu. Numărul 1. Numărul 1 sunteți. De mă, că era al mal Vali, mă. Așa am crezut. Da, era nu aveam 4 lei, aveam 5 lei. Nu faci discriminare între Alex. Mai zic, nu mai aveam 2 lei să... Nu face discriminare și acolo. Nu face discriminare între Alexandria și Moldova. Hai de viață. Ma. Bă, că ai zis de Moldova? Așa. Trebuie să dăm așa un mic... Faci un ocol. Să dăm o mică informație despre Vălică. Pentru cine nu știa, Vălică este de lângă Tecuci. Născut. Deci începe așa. Sat Ionășești, comuna Nicorești, primul oraș e Tecuci și județul este Galați. Aha. Toată zona asta e copilărită de mine. Și puțin mai veneam la București, la 12 ani am venit odată, după aia la 16, 17, 18, 19, ai ajuns aici, 20, 21, la 21 de ani am venit aici și am zis că eu rămân aici. Și așa am rămas. Camat? 22. 22 cine? 22 ce? 22 este numărul meu norocos în ziua de astăzi. Deci a fost la evacuare strângere cât? 25. La misie 22. Una. Și mai. Mașina în momentul ăsta. Da. O să vorbesc cu Bogdan, nu știu exact pentru ce o pregătim. Ea o să aibă nevoie de traseu de intercolor. Adică cam ce s-a făcut la mașina mea. Deja că în totalitate. Pe acolo. Pentru că deja a început să uite șoricei ăștia pe aici, ăștia nu sunt de fabrică. Deja a început să smulgă furtună și chestii. Atunci o să trebuiască făcut traseul. Sudat, făcut exact la mine. Și atunci, încă nu știu dacă o să rămână toate chestiile astea, dar le punem ca să putem să ieșim pe altă. Dacă e tot ok. Porsche! Porsche, vezi? Bine făcut de Porsche. Este Ferdinand. Și aici, l-a pus de către un șurub. Da. Dacă îl pun pe ăsta de aici. Da. Nu mai am loc să-l bag pe ăsta de aici. Aha. Și atunci o să-l bag mai întâi pe ăsta de aici și după aia pe ăsta de aici. O să pot să-l pun pe ăsta de două poziții aici. Bă, pe galerie. E ceva gândire. Am crescut cu unul nou, ce vrei. M-ai prins, drag, m-ai prins. Te-am prins, ai aruncat cu brațul ăla vei pe care da. O pun în schimb. Am aruncat pe. Se lasă greu. Da, greu să-l las. Uite și basculele. Uite, am hotărât să o duc înapoi. Băi, când ai raton de calitate, iese lucrarea de calitate. Ceas. Elvețian. Ia-ți mă, ești raton elvețian. Ceas. De la... Tu, o lucrare pe care n-am prea abordat-o. Nu. Cum schimbă un mecanic multă experiență? Un bec. Cu o rangă, cu o daltă și
cu un ciocan. Deci la asta trebuie să scoți stopul cu totul? Da. Acest modul de clio? De ce nu? Și ce are, 20 ruburi? Hai să obținem o comandă, ca să nu ziceți că aberez, nu ai acces. Mai departe. Aha, încă pe ce? Socul. Ducem să aducem un bec de ăsta nou. Aha, deci cu asta se face legătura. În mod normal, după o operațiune de genul, se recomandă curățarea traseului. Mm-hmm. Doar că din câte știu eu, și cred că am mai zis, tata, la noi urmează să facem traseu. Deci n-are sens să dau intercoolerul jos sau spăl, dacă oricum urmează să-l locuim. Are sens. Nu, nu are. Ia uite, am dat un buton să ridic. Uite aici. Hai, e spart, uite. E spart. Nu e spart, e un pic obosit. Auzi, mă, la ce mă gândeam eu? Că sus e flexibil? E ciubit. Vezi numai ăsta sub el că pic. Măi, fără mișto. Mamă, lasă-mă. Știi la ce mă gândeam? Dacă noi mai tăiem de aici, fix de unde e el, spart. Băi, spart, fără mișto, e spart. Știu, mă, e spart. Și-l băgăm mai așa. Ești prea așa și tu. Îl tragi un pic? Da. Gen, dacă îl tai de aici și îl bagi mai încolo, el o să fie mai sus, teoretic. Păi cum, pârlile și oriciu? Încercați asta acasă. Ferrari, și de-aia pe motor. Mașina asta a avut admisie de BJB, de ce era ea. Și am ajuns la concluzia că mașina nu trage suficient aia. Și am căutat tot traseul ăla, adică furtunul care vine de la turbo, cu chestiile astea intermediare, cu carcasa filtrului de aer, de pe o motorizare mai puternică. Și nu intră pe... Oaia nu, nu intră. E rău. Trebuie încălzit ca să intre. Nu prea asta. Ah. Și după ce am luat partea asta, pe aici, pe undeva, era atinsă în ceva și era rus. Și hai să luăm pe un producător aftermarket, pe lumea asta pe asta. Și producătorul aftermarket care a venit nu se așează niciun fel, nicio treabă. Asta e partea veche, care e mult, mult mai îngustă. Mm-hmm. Adică aici, în diametru, la debitmetru, are undeva la 70 de mm și acela are 80. Aha, ok, e ceva. Da. Stai, cam strâns un pic. Am făcut pe ăsta de la... Deci printr-o ăsta o să stea 1000 de km. Aici, pe aia. Mergem pe la Ploiești, dăm o tură cu ea. Hai. E bun de dat pe gard, 80 gard. Acum abate să-l bagi pe la acolo. Ha? Ha? Este 501. Nu luăm pentru PD. Aceeași ca la asta. Așa riscăm fără pălnie. Aia e făcut. E un pic. Nu am făcut treaba. Ce? Cheia după banc. Cheia de la banc? Care e banc? Beta. 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 Ce ia-o, încearcă cu asta. Abă, nu merge. Bă, era în punga cu stixuri. Doamne, apără și păzește. Nu e aia mea. Asta e a ta? Da, mă, e mai vechi. O pun înapoi în punga cu stixuri. Măi. Haide. Haide. Vezi ce se întâmplă acolo, dacă este, dacă sujnește ceva. I-ai scos mufa la injectoare? Haide.
I-ai scos mufa la injectoare? Da, dar nu era nevoie, că oricum nu pot. Deci Alin a scos mufa la injectoare ca să meargă motorul fără... Să-l învârtim un pic ca să-și ia ulei și turbina. E stată de mult timp mașina. E de vreo 2 luni, deci da. Da, cam scurs. Și ce se mai întâmplă când stă 2 luni mașina? Rămâne fără baterie! Dar noroc că l-avem pe Sorina, că aici, nu, la tonul noroc șef. Avem, noroc că avem dispozitivul ăsta, nu pe mine, că putea să facă oricine asta. Nu, no, da, dar altfel o faci. Da. Pe cine te cunoaște? Cum o faci, nu o face nimeni. Aia să pui acolo pe bornă, pe alea, dai click-ul. Băiat! Deles! Tai! Mai bag o fis! Dă-i! Stai! Dă-i! Hai că-i ajunge! Am verificat, e ceva ulei acolo? Sincer... A luat un pic. Deci s-a încărcat sistemul, putem să vedem. Bubuială, bubuială. Gata, Sorin? Ești gata? Ai pus mufarina? Am pus. Așa, pune contactul. Hai că-i da acum click-ul. Dă-i! Te dai mâine. Hai, ditată. 1-9, te dai, nu te băgați de acte plouă. Okay. Hai, despre, despre uleiul ăsta ziceai? Dacă începe să plouă, o să știți că s-a schimbat vremea aici. A vrut să meargă la discotecă să fie cu fum, așa, frumos, să danseze prin fum. Ne pun plastic. Ia uite-și pe ăla. Ce faci, mă, bațuncu? Fac muștei. Baterii între ele, că n-am. Deci, o linie asta. Nu e suficient. Da, și în momentul în care o conectez la baterie, mi-a dat una. E... nasol. Îmi zici când? Trebuie să schimb bateriile. Să o pui pe el altă. Ia. Yeah. Uite, mă, da, aici, că nu trebuie. Da, mai avut un pic. Împingerea, deci de nu mai pot. Ia-ți-vă telefoane la voi. Nu mai sunt în baterii. Hai că da. Ei, ei. Ia uite, are și lichid de parbriz. Ce-am întins astea pe parbriz. Măcar sunt centurile albastre. Ce-a păzit? Trebuie prea mult ulei. Din intercooler și urma să auto-aprindă. Ah.
mie că au loc mașinile pe lângă noi. Deci, până la urmă, trebuia să dai jos interculorul, să-l storci un pic. Sau trebuia să pornesc. Am auzit că te sună, Alin. Știu că te sună, da, că eu te-am sunat. Veni să mă împingi și pe mine. Ce? Cum ești din service, faci dreapta și cam de unde am împins pasatul atunci. De nu e departe, că a vrut să se auto-aprindă uleiul ăla de intercooler și am oprit-o. Ce crezi? Bine, hai. Hai, pa. Ia și te băgăiți. O să trebuiască să o pornesc pe elevator cu furtunul de intercooler scos. Aha. Turbina bagă aer comprimat din intercooler, din intercooler scui pe afară și atrage aer de afară în admisie fără să se auto-aprindă. Aha. Și după aia putem să mergem cu ea. Yep. Erau șansele să fie, cred că era aia de acolo, intersecția, nu dau să fac. Da, e cam, ăsta e drumul lui Alin. Ce facem, o dăm cu spatele pe maserul? Cum trei împingi și doi să te oglinzi. Hai, am zis, iei pe până acolo, Antonia. Ia, stă că să stui și ăsta, a rămas. Ce-ați făcut? Rămâne aici. 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 Rămâne deci a ajuns suficient ulei să-l bage din admisie și să scurgă pe aici, pe la Eghere. Și a curs din țeava de la Eghere. Asta în cauza că era prea mult pe intercooler? Da. Și a fost să-l pornești pe el scos? Da. Ca să-i dea vizul. Și mașina o să-și tragă din iar mersul motorului, o să tragă aer pe aici și turbina o să sufle aer comprimat pe aici și o să-l sufle pe aici afară. Doamne ajută! Sau doamnele! Acum curată pornește? Cum ar fi? Ar fi culmea asta, nu? Ce pornește? Veniți, veniți, mă, unde? Tocmai la pătărie. Vedem viteză, ture, apă, motorină cam puțină. Motorină cam puțină, deci. Cum o simți? Foarte, foarte bine. Încarcă de jos, e ok. Deocamdată nu o să accelerăm, că nu vrem să facem vreo bocănă. Trebuie să meargă un pic ca să ne asigurăm că elimină tot surplusul de ulei al arde. Suntem aproape la Marea Vlăsirii. Bine ați venit în Marea Vlăsirii.
fac un... Educația veche? Da, să dau informații care poate nu știe multă lume. Sau cel puțin ăștia care se uită de puțin, mai încoace așa, în ultimii ani. Dacă ne uităm în dreapta pe Cheviței, trecem de Supercom. Aici am avut noi. Unde e Air Caut acum? Păi, acolo era coasta. Eu în prima zi când am venit să mă angajez, am scris pe Maps sau ceva coasta de est și am coborât la avion aici pe Valentina și m-am băgat să vin aici. Și după, nu știu, m-am băgat din nou și mi-am zis, opa, asta e că sunt două locații. Am ajuns la locația bună, dar încă rămăsese, adică era atât de recent încât rămăsese locația salvată pe Gherghiței. Mm-hmm. Mai dăm un pic de ulei? Un pic. Simt că n-ar fi Volkswagen. Dacă n-ar da. Zic bine, Alina? Nu știu dacă zici. De ce lui nu pierde ulei? Nu, lui nu pierde deloc. Ulei. Ulei. Dă motor. Da. Nu știu că e aici la pune. Știi ce aș fi curios? Să ne scrie oamenii în comentarii momentul ăla când au făcut țiplă mașina, motorul, lucrarea și la câteva zile și-au dat seama că mai e o mică problemă, că mi se pare că și noi pățim chestia asta super des și voiam să vă mai anunțăm că dacă achitați până la finalul lunii aprilie în toate stațiile OMV cu un card Mastercard absolut orice, cum ar fi combustibil, pufuleți, apă, fructe, absolut orice, puteți câștiga unul dintre cele 10.000 de vouchere puse la bătaie de ei, vouchere de combustibil. Trebuie doar să scanați cu aplicația, după care vă treziți acolo la cupoane cu voucherul. Cam atât. Da, mai dă un pic de ulei chediu. Nu o să ruginească probabil în zona aia. O să ne prindem la un moment dat și de unde vine uleiul. Și la Passatul lui Alin o să ne prindem și ne vedem data viitoare. Pa, pa!